Salut, sărătători! Voi face citirea pentru luna plină din 25 ianuarie 2024, o lună plină care se perfectează la ora 19:54, ora Bucureștiului, în 5 grade și 15 minute, leu. Pentru voi, sărătători, această casă a leului reprezintă o casă a cunoașterii, a studiilor, a călătoriilor, studii filozofice, juridice, studii personale, spiritualitate. Haideți să vedem ce primiți, dacă ați început proiecte sau ați făcut anumite lucruri în această casă a noua, cu 6 luni în urmă, și acum veți primi răspunsul acestor eforturi pe care voi le-ați făcut. Împăratul, vă așteptați la o persoană care are ascendent zodie în berbec, un bărbat care este stăpân pe el, un bărbat care este și o anumită poziție, deci socială, vă gândiți, și au o anumită poziție față de voi, reprezintă o autoritate. Deci o persoană care poate să vă dea un sfat, o persoană care poate să vă ajute să rezolvați o situație, și apelați la acest împărat. Am zice că împăratul întotdeauna încearcă să-și ajute supușii, deci să-și ajute oamenii care apelează la el. Aveți aici o situație destul de dificilă, deci 4 de spade, întotdeauna știți că vine după 3 de spade, este un moment în care fiecare om, când știe că a fost trădat, face o analiză, se gândește ce s-a întâmplat, de ce a fost trădat, ce ar putea să facă, ce atitudini să adopte sau să cunoască mai bine acest mecanism al trădării, deci să își folosească intuiția și să își dea seama de persoanele care nu merită încrederea. Voi o să întreprindeți ceva, veți avea o inițiativă. Sfatul este: mențineți-vă pe această inițiativă, fiindcă ea poate să vă aducă un rezultat foarte bun. Adică este o inițiativă legată de comerț, de transport, de comunicare. O inițiativă care poate să fie foarte benefică pentru voi și această lună care vă atenționează. Sunteți înconjurați de persoane care vă doresc răul. Un câine și un lup care păzesc acest drum, drum pe care trebuie să mergeți, trebuie să treceți printre cele 2 turnuri. Este un drum nesigur, cu persoane care vă întind capcane, vă mint, vă lingușesc, vă doresc răul. Deci trebuie să fiți atenți, dacă trebuie să mergeți pe acest drum, nu aveți ce face, atunci cel puțin observați și acționați în consecință. Acesta ar fi sfatul pentru această lună. Deci inițiativa voastră poate să vă aducă acolo unde vă doriți, dar va fi destul de greu. Nu va fi deloc ușor, adică aveți dușmani de care trebuie să vă ascundeți scopurile. Haideți să vedem ce spun și runele. Sunt tentată să o las în această poziție. Pe restul le iau.
Așa cum au venit. Da. Asta nu. Deci, toate acestea merg spre o mutare. O mutare care s-ar putea să vă schimbe viața. Să fie o mutare benefică, dar aici aveți o serie de aspecte destul de neplăcute. Ne uităm la această, să zicem, răspuns din partea justiției. Un răspuns care nu v-a ajutat cu nimic, fiindcă aici aveți o cădere de vitalitate, de energie, o relație care nu se perfectează, ceva care nu merge. Aici aveți persoane care s-au implicat în această judecată a voastră, fie cu o situație în care v-a cunoscut ceea ce vă doriți. Și cunoscând ceea ce vă doriți, au venit cu tot felul de oferte. Aceste oferte nu v-au creat decât suferință, fiindcă ei au venit cu intenția să vă fure și asta chiar au făcut, v-au adus o pierdere. Sau persoane care și-au arătat anumite sentimente față de voi, dar ei, de fapt, urmăreau un scop: să vă deturneze de la această judecată. De asemenea, aveți aici o rună care ar trebui să arate căldură sufletească. Ei bine, nu aveți această parte de căldură sufletească, din contră, sunt persoane care s-au folosit de faptul că, eu știu, nu v-ați folosit intuiția, nu v-ați dat seama de situația în care sunteți, nu ați văzut că sunt persoane care nu merită încrederea voastră și v-au creat o pierdere într-o afacere pe care ați avut-o, sau persoane care au arătat anumite sentimente pentru voi, ceea ce întărește din nou aici, dar ele de fapt n-au avut decât o aventură trecătoare. Și am putea spune că nu puteți face absolut nimic, v-au adus pierderi, pagubă, deci resursele voastre, fiindcă reprezintă vite, deci reprezintă resursele strânse de voi prin munca voastră, au fost risipite, ați pierdut și acum aveți o mutare care s-ar putea să fie ca un răspuns la călătoria voastră prin viață sau la vizita sau ați luat legătura cu o persoană care va cam așa, cum să spun, vă spune adevărul în față și această vizită, această relație pe care o aveți, nu este prea simplă. Este o relație în care primiți toate sancțiunile, adică pentru această situație și am putea spune este o situație în care trebuie să vă folosiți calmul, să vă folosiți de simțul umorului. Deci este destul de dificil, dar totul s-a plecat de la această dorință de a vă muta și iată că veți afla toate aceste lucruri care vă nemulțumesc până la urmă. Ceea ce am și spus, patru de spade, vă dați seama că ați fost trădați, analizați această situație, veți lua o inițiativă, poate să fie această vizită care, sau această relație pe care o inițiați și veți vedea anumite lucruri și, bineînțeles, această lună care vă atenționează că această situație nu s-a încheiat. Aceste persoane nu s-au dat la o parte. Aceasta a fost citirea pentru voi, vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și dacă vă ajută aceste citiri, puteți să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!